Bună seara! Capitala a atins pragul critic de 3 infectări la 1000 de locuitori. Asta nu pare să bage în vreo sperietură autoritățile. Să vedeți imediat reprezentanții cei mai înalți a statului român, extrem de relaxați, poate prea relaxați. Asta în timp ce viețile a milioane de oameni depind de deciziile guvernanților. Imediat, domnilor, veți vedea declarații ale prefectului de București, care este reprezentantul guvernului în teritoriul, dar și ale premierului. Ce ar trebui să se întâmple și ce nu se întâmplă și dacă se va întâmpla ceva, mai ales când. Imediat vom vorbi și cu fostul prim-ministru Victor Ponta. Le mulțumesc invitațiilor pe care îi vedeți deja. Domnul Tănase Stamule, consilier economic al premierului Orban, reprezentant al PNL, domnul Daniel Savu, reprezentant al PSD și domnul ministru Corneliu Dobrițoiu, membru al PPUSL. Mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem chiar acum declarațiile prefectului de București. Domnule prefect, Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Avem în momentul de față 3,02 rata celor infectați la 1000 de locuitori. Ce înseamnă asta pentru bucureșteni? Concret, ce înseamnă scenariul ăsta roșu pentru capitală? Dacă se va menține scenariul și mâine, fiindcă v-am spus, mâine la ora 1 ne va fi comunicat oficial, iar noi toate măsurile luăm după expirarea celor 14 zile, în ziua de luni. Dar ce va însemna asta? Va însemna purtarea măștii în aer liber, în spații închise și deschise. Închiderea restaurantelor, a cafenelor și a tuturor unităților de alimentație publică. Închiderea școlilor, teatrelor, cinematografelor și așa mai departe. Repet, închiderea școlilor nu este atributul nostru, este atributul Ministerului Educației și Cercetării. Meetingurile care sunt limitate la partide politice la 100, le știți. Astea sunt măsurile care vor intra în vigor, am înțeles, dar eu înțeleg de la dumneavoastră că nu băgați în seamă acest coeficient de astăzi de la ora 13 și că așteptați datele de mâine de la ora 13. Nu e adevărat. De ce spuneți așa? Am spus că dacă mâine o să se menține sau o să crească rata infectării. Am spus că o să vedem ce se întâmplă mâine. Noi pentru mâine am convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom lua măsurile necesare. Mâine aici, la sediul prefecturii, veți hotărâ în cadrul comitetului? Cadrul comitetului, eu nu pot să hotărăsc singur. De ce n-ați făcut astăzi ședință în seara asta? Deoarece... Da, uite, comunicatoarea noastră, doamna Țipișcă, vă va spune de ce nu astăzi. Da, hotărârea de guvern 86 din 2020 se prevede că în 48 de ore maxim de la stabilirea acestui indice, depășirea indicului la care face dumneavoastră referire, se întrunește Comitetul pentru Situații de Urgență și constată depășirea acestui indice. Astăzi a fost anunțat acest indice de 3,02 la 1000 de locuitori. Mâine, pentru că în termen de 24 de ore, Direcția de Sănătate Publică. Cu toată bunăvoința, foarte greu de înțeles de ce nu s-a convocat acel comitet pentru situații de urgență pe București. Asta pentru că legea dă dreptul a 48 de ore. Ce ori aștepta guvernanții nu știm. Însă lucrurile par clare pentru premierul Ludovic Orban. Dar din nou, domnul Orban așteaptă decizia acestui comitet. Haideți să vedem. Eu nu mă refer neapărat la listă. Pentru noi situația cu București este... În primul rând, obligativitatea portului măștii în toate spațiile deschise, alături de spațiile închise. Suspendarea cursurilor școlare și organizarea cursurilor, orelor în sistem online, suspendarea activităților în teatre, cinematografe, restaurante, cafenele, în spații închise. În conformitate cu prevederile legale, cu hotărârea de guvern privind starea de alertă, Direcția de Sănătate Publică transmite către prefectură în termen de 24 de ore și prefectura convoacă Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență în termen de maximum 48 de ore. Prefectul Bucureștiului va convoca reuniunea Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, va constata depășirea pragului de 3 la 1000 și luarea măsurilor care sunt stabilite prin prevederile
legii și prevederile hotărârii de guvern privind starea de alertă. Se impune carantinarea capitalei. Odată depășit acest indice și a fost depășit prin informarea DSP, prin analiza făcută de DSP, aceste măsuri trebuie implementate după decizia Comitetului pentru Situații de Urgență, indiferent că este municipal sau județean. De altfel, Bucureștiul nu este singurul oraș care e în situația de depășire de 3 la mie. Premierul Ludovic Orban explicându-ne, sau mă rog, citându-ne din lege, fără să ne spună exact ce va urma. În legătură telefonică directă cu noi, președintele Pro-România, domnul Victor Ponta, a fost prim-ministru. Domnule prim-ministru, bună seara! Spune așa Ludovic Orban, în București situația e simplă. Pentru noastră locuiți în București, ați înțeles ce se întâmplă în București, ce se va întâmpla în zilele următoare în București? Bună seara, doamnă. Cred că am înțeles totul singur lucru, că de 8 luni ne este de fiecare dată mai rău. Am fost și închiși în casă, s-au luat tot felul de legi, tot ce a vrut domnul Orban și domnul Iohannis a votat. S-au organizat alegeri, așa cum au vrut domnul Orban și domnul Iohannis. Și ne este mult mai rău. E ca și când te duci la un doctor și de fiecare dată îți spune e bine, tratamentul e foarte bun și tu te simți mai rău. Eu cred că domnul Orban nici o secundă n-a avut nici capacitatea și guvernul domniei sale. N-au avut nici capacitatea de a gestiona o situație foarte dificilă, sincer. E foarte greu să gestionezi o asemenea criză. Dar nici nu au avut voința. Singurul lucru care l-a interesat pe domnul Orban a fost să organizeze alegeri locale. Și uitați-vă acum, cred că singurul lucru care îl interesează este să organizeze alegeri parlamentare. Pentru ei doar voturile contează și, din păcate, atât criza de sănătate se accentuează, devine o catastrofă, iar în spatele ei ceea ce nu vedem, dar eu văd că asta am învățat ca prim-ministru atâtea ani, este criza economică și socială care ne va lovi după decembrie mult mai dur decât cea din 2010-2011. Vom vorbi despre această criză economică, dar eu v-aș întreba totuși pentru oamenii care se uită la noi. Ce este atât de dificil în organizarea, în convocarea acelui comitet pentru situații de urgență și de ce, dacă aveți o explicație, de ce așteaptă, că așa am înțeles de la domnul prefect, așteaptă și datele de mâine în condițiile în care, repet, guvernul este cel care a impus acest prag roșu de 3 infectări la 1000 de locuitori? Doamna Ruse, n-a impus guvernul. Este o normă internațională. Singurul lucru care împiedică luarea tuturor măsurilor sau comunicarea măcar corectă, dacă nu poți să iei măsuri, măcar le spui oamenilor ce problemă avem și ce avem de făcut. Însă în România, spre deosebire de multe alte țări, uite aici semănăm cu America, guvernul nu comunică, falsifică datele, le manipulează, nu ia decizii, pentru că singura gândire a domnului Orban este... Oare prin asta câștig voturi sau pierd voturi? Adică inclusiv cearta de săptămâna aceasta cu Institutul Național de Sănătate Publică, cei care au dat niște date așa brute. Și domnul Orban s-a supărat și a și zis, domne, voi nu mai comunicați acolo, noi decidem politic ce date comunicăm. Deci problema României este că se află într-o criză cumplită, cum se află și toate celelalte țări. Dar în celelalte țări, guvernele iau măsuri ca să protejeze populația și ca să salveze economia. Iar în România, domnul Orban și PNL-ul, orice fac, se uită, cum spune românul, cu un ochi la slănină și cu un ochi la... Dar el se uită, domnul Orban se uită numai la atât. Domne, ne afectează electoral sau nu ne afectează electoral? În septembrie, nimeni n-a zis scientific, domne, e bine să deschidem în același timp, facem și alegeri locale. Să deschidem și școlile, să deschidem și restaurantele. Domnul Orban a zis, hai să o facem că avem vot. Să nu se supere lumea la vot pe noi și să vină la vot pe 27 septembrie. Acum, luăm măsuri sau nu luăm măsuri? Testăm populația sau nu testăm populația? Mărim capacitatea DSP-urilor sau nu o mărim? Mărim numărul de locuri la ATI sau nu le mărim? Fiecare decizie care ar trebui să o ia guvernul României, cum iau celelalte guverne, domnul Orban zice stop. Această măsură ne aduce voturi sau ne pierde voturi? Dacă ne pierde voturi, nu o luăm. Dacă ne aduce voturi, o luăm. Asta e de fapt problema României, că în loc să ne ocupăm de combaterea crizei de coronavirus,
de combaterea crizei economice și sociale, toate eforturile și banii și comunicarea guvernului sunt pentru alegeri. S-au terminat alegerile locale, dar până nu se termină cele generale, nu o să se ocupe nimeni de România. Problema e că în aceste două luni probabil că mulți oameni vor muri, mulți se vor îmbolnăvi, multe firme se vor închide și noi așteptăm alegerile din 6 decembrie. Doamna președinte, poate să fie asta și sigur că e singura explicație logică, pentru că altfel nu poți să-ți explici de ce această bâlbeală, dar pe de altă parte, exact cum ați spus și dumneavoastră, se vor pierde multe vieți până la alegerile, până la alegerile generale, dacă le vor avea loc în decembrie. Cum să-ți imaginezi că asta ar putea să fie o strategie câștigătoare? Iată, la locale a fost totuși câștigătoare. Vorbim de oameni care au murit la alegerile locale, nu vorbim de nu merg la școală, nu sunt, merg în cluburi. Primarul din Călăraș, primarul din Develu, atâția candidați, parlamentari, consilieri județeni, mulți dintre ei stare foarte gravă. Toți acești oameni, dacă domnul Orban nu organiza alegerile, erau, iau și azi. Adică erau printre noi, că unul avea diabet, că unul avea nu știu ce afecțiune. Da, da, dacă nu făcea campanie electorală și lua COVID, era în viață. Și totuși pentru domnul Orban, acești oameni care au murit, colegii ai săi, culmea, cel de la Călăraș era chiar de la PNL, colegii ai săi care se infectează, care suferă, care unii dintre ei își pierd viața, sunt mai puțin importanți decât voturile. Ori, de fapt, asta e România în care noi trăim în 2020. Voturile sunt mai importante decât viața oamenilor. E o realitate și haideți să o privim în față. De ce să o ocolim? Asta e decizia domnului Orban, e decizia domnului Iohannis. Avem o singură soluție. Pe 6 decembrie să-i pedepsim pentru asta. Rămâne să o facem. Domnule prim-ministru, se pot pierde voturi dacă iei măsurile pe care, repet, tot tu ca guvern ți le-ai asumat. Închiderea școlilor. Nu știu, decalarea programului de lucru. Cea cu măștile deja nu, a devenit insuportabilă. Spălați-vă pe mâini, păstrați distanța socială și purtați măștile. Știe, cred că toată lumea știe că astea sunt sfaturile care vin. Dar ce Dumnezeu de voturi poți să pierzi dacă tu iei niște măsuri care să-ți țină cetățeanul în siguranță, să închizi școli, să decalezi programul de lucru, să nu mai vezi aglomerațiile alea absolut uriașe la metrou în București? Ce voturi poți să pierzi? Voturile celor care de 8 luni le-ai spus în fiecare zi că e totul foarte bine. Știți că domnul Iohannis, când iese în conferință de presă, nu uită niciodată să spună. Guvernul managerează foarte bine criza. Guvernul s-a ocupat foarte bine. Și acum eu stau așa, ca moșioroată sau ca păcală, cine vreți dumneavoastră. Și zic, dom'le, dacă au gestionat-o așa de bine de 8 luni, de ce ne e de fiecare dată mai rău? Dar dacă o gestionau prost, cum era? Muream toți, înseamnă. Dacă l-a gestionat bine, avem 6.000 de morți, aproape 6.000 de morți. Vă dați seama, vorbim de 6.000 de români, vorbim de 6.000 de familii, de destine distruse. Și tu ieși în fiecare țară, spui că e foarte bine. Sigur că oamenii spun, dom'le, dacă organizezi alegeri, înseamnă că nu e o problemă. Înseamnă că nu e o problemă să duc copilul la școală, înseamnă că nu e o problemă să mă duc în la muncă, înseamnă că nu e o problemă să port mască. Dacă eu l-am văzut pe domnul Orban, am văzut toate manifestările PNL-ului, toți fără mască, înseamnă că e o păcăleală. E, acei oameni, probabil că le frică. Haideți să vă dau un exemplu concret, ca să nu vorbim în general. Și anume, pelerinajul la Sfânta Parascheva. Dacă domnul Orban era corect, era cinstit, era onest, spunea din august, de la Sfântă Mărie, zicea, dom'le, nu, în octombrie vă anunțăm de pe acum că nu se face pelerinaj la Iași, ca în fiecare an. Dar domnul Orban, fiind incorect, căutând voturile oamenilor credincioși care merg la Sfânta Parascheva, n-a zis nimic în septembrie, când erau alegeri. Ba chiar, da, sigur, se ține pelerinajul, nu e nicio problemă. După care, după 27 septembrie, după ce au votat oamenii din Iași, Suceava, Botoșan, Neam, din alte județe cu PNL-ul, le-a zis, nu mai aveți voie la pelerinaj. Asta încerc să vă spun. Deci aici e o chestiune deliberată, e o chestie intenționată. Dacă tu erai corect, spuneai din iulie, din august. Vă anunț foarte clar că până la sfârșitul anului nu se fac evenimente, nici religioase, nici sportive, nici culturale. Dar domnul Orban, ca să nu piardă voturile, până pe 27 septembrie era curgea lapte și miere, era totul ca înainte.
După 26, și acum vă spun un lucru, doamna Ruse, dacă n-am avea alegeri pe 6 decembrie, măsurile guvernului ar fi altele. Însă, domnul Orban zice, hai să mai ajungem și până pe 6 decembrie și după aia închidem pe fraier. După ce ne votează, le luăm votul și după aia, după 7, închidem. Asta va fi și o să vedeți, că așa se va întâmpla. Doamna președinte, ați vorbit despre criza economică și despre faptul că vă uitați la consecințele acestei pandemii, însă eu v-aș întreba legat de ușurința asta cu care guvernanții parcă iau deciziile, au închis restaurantele, după care le-au redeschis cu o capacitate de 30 sau, mă rog, 50%, după care se pare că vor fi din nou închise, dar nu se știe când. Să vă fie foarte clar, industria Horeca, cea pe care domnul Orban într-un moment de sinceritate a arătat ce impresie are. A zis, hai domnule, voi nu faceți nimic, ne chinuim pentru voi. Industria Horeca, hoteluri, restaurante, agenții de turism, care majoritatea, 99%, sunt deținute de români, va fi în faliment. Și este practic în faliment. Iar jocul ăsta cu vă deschidem, vă închidem, nu poate decât să-i ducă mai repede în faliment. De ce? Pentru că având acționari români, nu interesează guvernul PNL. Chiar dacă se numește național și liberal, hai să fim sinceri, singurele măsuri care s-au luat pentru companiile internaționale, multinaționale, nu pentru firmele românești. Problema este următoarea, că și modul în care suntem ținuți cu împrumuturile. Eu mă tot uit, împrumuturi, deja s-a ajuns, doamna Rusea era jurnalist în 2010-2011, când aproape l-am crucificat pe Băzescu că a luat 20 de miliarde împrumut de la FMI și Comisia Europeană. Păi domnul Câțu a luat anul ăsta 25 de miliarde, nu 20. Deci mai mult decât a luat Băzescu. Și toată lumea tace din gură. Banii ăștia nu sunt bani veniți pe degeaba pentru România. Bani pe care îi dăm înapoi, vânzând companiile de stat, că de-aia au dat ordonanța care vând active de la companii de stat, distrugând firmele românești de pindele mici și mijlocii și, practic, făcând din România pentru victoria din 6 decembrie sau voturile din 6 decembrie, că nu mai cred că o să fie așa o victorie pentru PNL, cum își calculează ei, dar pentru voturile din 6 decembrie, practic, viitorul României în anii următori este deja vândut sau măcar amanetat. O ultimă întrebare. La cum ați descris situația și din estimarea dumneavoastră vom merge așa, sau mă rog, în cel mai bun caz așa, poate spre mai rău, până pe 6 decembrie? Bineînțeles. Până pe 6 decembrie, toate măsurile pe care le va lua guvernul vor avea legătură cu un singur lucru. Nu cu sănătatea publică, nu cu binele economiei, nu cu salarii, nu cu pensii, nu cu binele României, ci vor avea legătură cu cât ia PNL-ul în alegeri față de USR, că acum e o competiție, PNL-USR, PSD-ul nu prea contează în povestea asta, că ei oricum sunt pari partneri. Dar e competiția PNL cu USR, cine ia mai multe voturi, și până pe 6 decembrie, de fapt, nu o să facem nimic să tratăm, nici partea sanitară, nici partea economică, nici cea socială. Iar după 6 decembrie, pregătiți-vă, guvernul PNL, UTR, UDMR, nu știu, înțeleg, poate mai intră și Băsescu pe acolo. Vă dați seama, o să ne împlină criză, o să avem un guvern care o să ne facă să regretăm guvernul Convenției Democratice din 97. Prețul este uriaș, românii îl vor plăti începând de anul viitor și tot ce pot să fac eu și cu cei de la Pro-România este oferim să construim o alternativă, dar până la urmă oamenii vor decide pe 6 decembrie. Mulțumesc foarte mult, a fost Victor Ponta, în legătură telefonică directă cu noi. Domnule Tănase Stamulea, aș începe cu dumneavoastră discuția, pentru că reprezentați partidul de guvernământ, sunteți și acolo la guvern. Domnule, de ce mai aștept, sau ce mai așteaptă guvernul? Adică datele astea, rata, incidența, mă rog, infecției cu COVID este 3,02 în București. Tot guvernul a decis că la 3 la mie se intre deja pe scenariu roșu. Am văzut pe domnul prefect care era așa spre abulic, cumva, în cel mai blând termen pe care îl pot găsi, că nu prea știa ce și cum și când să facă și că dacă e să mai așteptăm și să vedem și mâine vom convoca, dar de fapt mâine ne o să vedem care e indicele care ne interesează, ne explica și nouă.
Bun, o să revenim la domnul Stamule. Puteți, domnule general Dobrițoiu, ați înțeles că dumneavoastră ați stat de vorbă de-a lungul timpului și cu oameni politici și, nu știu, în armată poate lucrurile se discută mai așa, mai ocolite, deși ar trebui să fie foarte directe, că e pe bază de ordin. Aveți o explicație ce se întâmplă la guvern? Doamnă, un singur lucru, despre un singur lucru am certitudine. Nu există decât un singur interes și acela este de natură electorală. Și aici aș vrea să vă reîmprospăteze memoria celor care se uită la noi. În faza întâia a izbucnirii pandemiei, se urmăreau alegerile anticipate cu orice preț. Apoi, interesul cumulat este cel de natură economică, dar unul oneros, legat de achiziții care ar trebui să facă obiectul unei anchete penale lărgite. Mai departe, ce să spun, doamnă? Eu cred că, în plus față de ce a spus domnul Ponta, că dincolo de interesul electoral, acesta imediat din decembrie, unde președintele și Partidul Național Liberal dorește să devină prima donă în Parlament și să aibă un guvern legitimat din alegeri, după aceste alegeri vor instaura stare de urgență, pentru că va crește exponențial rata infectărilor. Starea de urgență urmată de stări de alertă, în așa fel încât după vreo 6 luni să se interzică, în acest răstimp, se vor interzice adunările publice, timp în care se va câștiga ceva liniște pentru guvern. Iar oamenii, instaurându-se frica, se vor gândi numai la existența lor, lăsând deoparte celelalte interese legate de obște, de nație, de comunitate, de identitate, și așa, ușor, ușor, doamnă, ne vom transforma definitiv dintr-o națiune, dintr-un popor în populație. Ușor de manevrat, o dinamică a fricii extraordinară. Ce este iarăși strigător la cer este că politicile publice toate și cele din domeniul economic, unele au eșuat. Unele argumente au fost aduse de domnul prim-ministru Victor Ponta. Politica în domeniul sănătății este absolut halucinantă. Eu cred că avem memoria proaspătă. Unii oameni, aduceți-vă aminte de internările forțate, inclusiv a celor care erau suspectați că ar fi pozitiv de COVID. Erau să avem certitudinea că se vor îmbolnăvi zdravă. Pe de altă parte, stimată doamna, interesul acesta electoral a fost, deși apreciat de președinte ca fiind unul pozitiv, a fost marcat de un munte de dovezi care denotă frauda. Oare dumneavoastră crede, sau cineva din țara asta, va crede că următoarele alegeri se vor desfășura în condiții legale? Aduceți-vă aminte că nu au... Bun, stați că mai avem până la alegerile alea, că eu vreau să lămurim, totuși sunt niște... Sunt mulți oameni care așteaptă, sau mă rog, își fac niște calcule. Domnule Stamule, spre exemplu, mă dau pe mine de exemplu că n-am altul la îndemână. Ce fac eu cu copilul meu? Mâine îl duc la școală. Dar oare îl duc și marți? Oare îl duc și miercuri? Oare îl duc toată săptămâna sau nu-l mai duc deloc? Cât de greu este? Cât de greu este? Sau ar fi fost să se reunească astăzi comitetul ăla? Să știți și online, adică nu mai trebuie fizic. Online e suficient. Și să dea o decizie. Stimați părinți, începând de luni sau începând de marți sau începând de miercuri, nu vă mai duceți copiii la școală pentru că învățământul va fi exclusiv online. Sau duceți-vă copiii la școală, dar faceți-vă și voi o viață, că mai aveți un serviciu, că mai aveți lucruri de făcut, poate, și vă ținem din treabă. E chiar atât de greu, adică e mult, e consumator de energie, de resurse fizice și intelectuale? Deci,
Doamna ministra învățământului a comunicat public că mâine se desfășoară hibrid și de marți se trece... Stați, domnule, nu vă avântați, că până la doamna ministru mai avem. Păi mâine este întâlnirea comitetului la prefectură și de marți se trece pe scenariul roșu, aceea cu 3, peste 3 la mie. Și cine a zis că de marți se trece pe scenariul roșu? Din moment ce avem un număr de cazuri peste 3 la 1... A, mergeți pe logică! Păi să vedeți că noi tot la logică făceam apel cu domnul prefect, dar n-a mers. Prefectul a spus foarte clar că în 48 de ore se ia decizia. Mâine sunt 24 de ore. În 24 de ore se va lua decizia, dar nu este... Dom'le, termenul este 48 de ore. Poate să ia și într-o oră, nu trebuie să treacă 4. Deci mâine dimineață este întâlnire la inspectorat cu toți inspectorii și cu tot managementul. Depoi mâine se trece în online. Asta, toate tabletele au fost împărțite în București celor care nu puteau să facă școală online, iar masca devine obligatorie, se închid restaurantele, cinematografele, teatrele. Știm deja ce se întâmplă după această întâlnire de la prefectură de mâine. Este totul prevăzut în lege. Și nu este nimic diferit de ce au făcut și alte orașe din lumea asta. Deci, da, mâine se întâlnesc toate instituțiile statului și depoi mâine se trece pe scenariul. Da, ce avea, domne, e zi liberă de la Dumnezeu, adică mergem după Biblie, ziceți-ne și nouă. Lili Ruse, dar nu ne-am plictisit. Deci, stați că vreau să aud explicația, domnul Savovin, imediat, dar vreau să aud explicația domnului Stamule. Ce avea azi? De ce? Că dacă noi suntem la serviciu, adică eu, dumneavoastră, îmi faceți datoria față de electorat? Astăzi suntem în limitele legii. Astăzi suntem în limitele legii. Dacă vă uitați, spune clar, 24 de ore DSP-ul trimite datele la prefectură, după care în 48 de ore prefectura decide. Deci suntem astăzi în procedură. Doamne, ferească Dumnezeu și măicuța Domnului, nu v-am acuzat că e ilegal ce faceți. Eu vă întreb de ce. Atât încerc să înțeleg. De Pentru ce? Pentru că trebuie pregătit. Nu poți să treci de duminică până luni tot sistemul în... Trebuie să dăm ordonanță ca să... Deci trebuie să dăm legislație ca să se poată sta cu 75% acasă. Ah, de-abia aștept să vă arăt ce face. De-abia aștept să vă arăt ce face la ora asta guvernul dumneavoastră. De-abia aștept, vă rog, domnul Savu. Ce face la ora asta guvernul? Se ocupă de liste, domne. Se ocupă de liste. E ședință la partid să se ocupe de liste. Așa este. Din cauza asta, prefectul este depășit. Domnul Stamule, v-am auzit. Haideți să nu uităm că puneați acum două luni că virusul e vlăguit. Aceeași poezie. Uităm că PSD-ul zice că virusul e vlăguit. Doamna Renate Weber, pe care a luat-o acum în partid. Nu mai ne lasă în pace. A ținut lumea două săptămâni pe stradă, zeci de mii de bolnavi. Doamna Ruse, putem să mai ne spunem? Acum Ponta cu Tăricianu se prezinte ca firese fete mari. Haideți să spunem așa. Într-o situație pe care o traversează Bucureștiul, capitala țării, toată lumea trebuie să stea cu arma la picior. Este situația de urgență, nu înseamnă o amânare, poate să fie într-o oră, că legea îți permite 48 de ore, dar dacă eu sunt mobilizat, pentru că de asta a spus o întrebare logică, mâine vă duceți copilul la școală și dacă, Doamne ferește, în ziua de mâine contactează virusul, nu știu, copilul dumneavoastră, alții, pentru că în loc să se miște guvernul în seara asta, să se facă liste și atunci prefectul este complet depășit. Nu v-ați uitat că este... pur și simplu aberant, îi dă cuvântul purtătoarei de cuvânt, o țară întreagă să uită la el și el spune să vă explice purtătoarea de cuvânt. Chiar auzim lecția cu 48 de ore că suntem în grafic. Nu! Într-o stare de urgență suntem cu arma la picior toți și luăm măsuri rapide. Asta înseamnă să te miști repede, să previi, să se mai întâmple ceva de astăzi până mâine. Sau toți părinții din București să uită și nu înțeleg cum se... Dar de ce mâine să-și ducă copiii? Dar dacă mâine avem tot peste 3%, nu înseamnă că am pierdut o zi? Pe legea spune când ai făcut 3%, poți să iei măsurile astea. Dar ei nu le au pentru că nu le ies bine acolo calculele, probabil, în sondaje. Păi premierul a dat nota. Premierul a spus nu mâine. Mâine este în 48 de ore înainte să intre prefectul. Dar vă amintiți când pe alți prefect i-a sancționat Vela i-a și schimbat pentru greșeli mult mai mici făcute în această pandemie. Prefectul de la Argeș, nu știu de unde a mai fost. Deci acum a fost direct de la premier venită lista. Nu le-au ieșit lor socotelele acolo și acum stă toată țara să uite, ne explic asta cu 48 de ore. Nu are dar este aberant. Legătură, este pur și simplu deci, o bătaie de ca să închizi 48 de ore. Școli. E nevoie de 24 de ore de pregătire. Da, deci nu poți să închizi de pe zi pe alta. Părinții trebuie mâine să meargă la muncă, să se organizeze.
Păi dar dumneavoastră vorbiți aici fără să înțelegeți cum funcționează sistemul de învățământ. Păi nu trebuie să stea. De seara asta până mâine dimineață. Avem aproape de 3% de 4 zile. Avem aproape de 3%. Asta 3 la mie. Ne pregăteam de 3 la mie. Deci aveam aceste cifre care se apropiau de 3 la mie, de 4-5 zile. Și atunci nu trebuia să stăm toți cu arma la picior. Nu, prefectul a plecat în concediu. Și a lăsat lucrurile așa să vedem când s-o întâmplă. Păi mai treacă 4-5 ore, că suntem conform legii. Nu vă spun. Bun. Pentru că nu am reușit să aflăm de la autorități ce ar trebui să se întâmple. Atenție! Acest prag de 3 la mie, această incidență a COVID, această rată de infectare, antrenează niște măsuri stabilite chiar de către guvern. Și pentru că nu am reușit să înțelegem ce se va întâmpla cu noi în perioada următoare, că nu doar Bucureștiul e în situația asta, mai sunt și alte județe și alte orașe în pericol de a ajunge la 3 la mie. L-am rugat pe colegul meu Marius Gârlașiu să se uite pe lege și să ne explice ce ar trebui să se întâmple. Marius, te ascultăm. Bună seara, inevitabilul s-a produs, capitala a atins deja pragul critic, suntem în scenariul roșu, rata de infectare în București depășește deja 3 la 1000 de locuitori, iar din acest moment ar trebui să intre în vigoare toate restricțiile prevăzute în ultima hotărâre adoptată de guvernul Orban. Mai exact, școlile ar trebui să se închidă, se va trece practic la cursuri exclusiv online, se vor închide și restaurantele, cafenelele, cinematografele din oraș, se vor trage obloanele și la teatre, dar și la sălile de jocuri de noroc. De asemenea, masca va deveni obligatorie pe stradă și în toate spațiile deschise din capitală, însă, pentru ca toate aceste măsuri pe care vi le-am prezentat să intre în vigoare, este nevoie de o ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, o ședință în care doar să se constate că rata de infectare în capitală a atins acest prag critic de 3 la 1000. Practic, ne trebuie doar o ștampilă după care toate aceste restricții prevăzute în hotărârea de guvern să intre în vigoare timp de 14 zile. Acum, prefectul capitalei spune că abia mâine va convoca această ședință. Hotărârea de guvern îi dă însă un răgaz și mai mare, unul de 48 de ore, practic până marți se poate convoca această ședință. Teoretic ar fi posibilă și carantinarea capitalei, dar aici decizia este una mai mult politică, iar sursele noastre spun că guvernul Orban exclude din start această variantă, un scenariu care ar putea avea costuri politice și economice majore pentru partidul aflat la putere. Îți mulțumesc foarte mult, Marius. Domnule general, domne, nu reușesc să trec de punctul ăsta. Sunt ca omul ăla care stă și se uită și nu poate să priceapă și nu poate să meargă mai departe. Ce se întâmplă mâine? De ce mâine? Adică de ce mâine? Că practic acest comitet nu trebuie decât să constate datele pe care tot guvernul le-a făcut publice astăzi. Ce e mâine? Ce așteaptă mâine? Mâine se vor aranja cifrele, doamne. Cum adică se vor aranja cifrele? Exact cum au zis, din fix. Dacă interesele politice ale domnului Orban și domnului președinte nu coincid cu necesitatea declanșării scenariului roșu pentru București, mâine sau în 48 de ore, cu larghețe specifică hotărârea de guvern, se vor rearanja cifrele. Punct. Nu, haideți, domnul general, dați-o încolo, că nu se poate, nu ne ia, plecând de la premisa că se aranjează, cât de proști să crezi oamenii încât doamna, să... Doamna Lili Ruse, iertați-mă, colegul Stavu a spus un lucru, metaforic, că ar trebui să stăm cu arma la picior. Acea armă la picior înseamnă că ei au documentele preformatate. Nu trebuie decât semnate momentul atingerii acelei cifre fatidice, 3 la 1000. Ele se semnează automat, măsurile sunt stabilite deja. Pe cine încearcă să prostească? Deci este halucinant. Singurul argument ar fi că se așteaptă o rearanjare a cifrelor. Altfel, automat, din momentul de stabilirii acelui barem de prag de 3 la 1000, trebuie să automat semnate documentele care deja le au mape pe scenarii. Despre ce vorbim? Și eu am lucrat într-o instituție executivă, într-o instituție publică. Să nu credeți că se apucă cineva de mâine sau sub bagheta prefectului care a venit din concediu și o mare câștig,
să redacteze scrisori, nu, doamnă. Păi așa pare că gata. Trebuie să vină cineva să bată frumos, că mă gândesc că la mașină de scris, să trimite DSP-ul prin nu fax, este. Că bănuiesc că tot prin fax merge. Iertați-mă, sunt prea bătrân pentru a iubi astfel de găluști. Nu se poate așa ceva. Păi înseamnă că, iertați-mă, dar avem una, prefectul și guvernul au aparate stufoase, oameni care lucrează, să știți, sunt convins de treaba. Oameni care pregătesc pe scenarii mape de lucru, care doar trebuie semnate în momentul în care s-a prinde pe cu roșu și s-a atins pragul acela critic, automat documentele se spargă la semnat, dacă nu cumva ori fi fost deja semnat. No, atunci chiar nu mai înțeleg absolut nimic. Deci dacă e doar o formalitate. Dacă se întâmpla cifra asta să apară de peste 3 la mie, miercurea, stăteam până vineri, stăteam până vineri, nu, virusul nu ține cont de sâmbete, de duminici. Dacă ești la dispoziția cetățenilor, ești în instituții publice, trebuie să-i servești și într-o pandemie, nu mai există sâmbătă, nu mai există duminică. Așteaptă probabil ce domnul Dobrițoiu că s-a constatat. O să vedem imediat, pentru că a făcut domnul Stamule referire la doamna Anisie. Ce spune doamna ministru al învățământului despre închiderea școlilor imediat după acest anunț? Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit în direct. Foarte interesant. Suntem deci în scenariu roșu în București. O să avem o ședință mâine, dar nu știm exact dacă se va lua sau nu vreo decizie fermă în ceea ce privește, capitala. Ne-a spus premierul că situația e simplă în București. Dacă o fi așa de simplă, am vrut și noi să aflăm de la ministrul învățământului ce se întâmplă cu școlile. Vor fi sau nu închise? Răspunsul. Părinții din București, ce fac mâine cu copiii? Că li s-a spus că odată ce trecem de pragul de 3... școala trece în online? În funcție de existența transmiterii comunitare în capitală și numărul de focare existente în unitățile de învățământ, precum și alte criterii de risc, Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară pentru 14 zile a activităților didactice care presupun prezența față în față în unitățile de învățământ. În felul acesta, cursurile se vor desfășura în sistem online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ vor funcționa în scenariul 2. 100% aceste școli vor fi închise. Nu pot eu să mă pronunț în locul Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență. Tot ce pot să vă spun este că mâine dimineață, la ora 8, am convocat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București o ședință operativă pentru a realiza împreună cu inspectorii școlari generale adjunct și inspectorii din fiecare sector al Municipiului București un plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în sistem online. Trebuie să vă răspundă prefectul Bucureștiului, care trebuie să convoace Comitetul Municipiului București. Dacă s-a ajuns la pragul de 3, de ce se mai merge la școală? Repet, eu nu trebuie să mă pronunț pe ceea ce cred. Eu vă spun care sunt prevederile legale. Ceea ce și dumneavoastră cunoașteți foarte bine. N-ați avut o curiozitate personală să vedeți, domne, mâine mi-i trimiteți pe elevii la școală sau nu? Am discutat cu doamna director de la Direcția de Sănătate Publică mai devreme. Am încercat să iau legătura și cu domnul prefect. Prin urmare, de aceea v-am și spus, mâine dimineață la ora 8 voi fi la Inspectoratul Școlar pentru a pregăti în felul acesta planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în sistem online.
Doamna ministru al educației, această Scarlett O'Hara, mâine este o altă zi, asta am înțeles de la doamna ministru. Domnul Stamule, l-am auzit pe prefect mai devreme. Dom'le, e o sminteală mai mare ca în guvernul ăsta, eu nu am întâlnit, pe cuvântul meu de onoare. Prefectul ne-a spus mai devreme, nu mă întrebați de școli, că școlile nu sunt la mine. Școlile sunt la Ministerul Educației. Doamna Anisie, chiar aici la România TV zice, am încercat să vorbesc cu prefectul, a părut că n-a reușit, nu ține de mine. Ține de comitet. Doamne, doamna, suntem în toate, nu, suntem așa pe treaba noastră cu un fir logic. Și se pare că vă faceți că nu înțelegeți cum funcționează. Deci ia vă rog, luminați-mă, pe cuvântul meu, dacă vă întrerup, luminați-mă. Mâine se ia de 3 la mie, intră în vigoare noile restricții și toate instituțiile văd să fie respectate noile restricții. Adică Ministerul Educației, prin inspectorat, se ocupă să treacă pe online. Lumea trebuie să poartă mască și bineînțeles că Ministerul de Interne poate monitoriza dacă lumea poartă mască și tot așa. Deci nu e prefectul care de închide școlile. Păi nu, dar eu nu înțeleg ce e așa de complicat. Domnule, cine închide școlile? Nu, domnul Stamule. Cine închide școlile? Deci dacă o fi să se închidă, că numai bunul Dumnezeu poate să știe. Nu închide nimeni școlile, doamne, se trece în online. Da, domne, fizic, nu se mai duc copiii la școală, că există acum copii care merg pe scenariul 2, o săptămână da, o săptămână ba. Se ia act la prefectură și inspectoratele pun această decizie, o aplică această decizie. Păi și domnul prefect de ce nu știa? Pe domnul prefect, doamna Lili Ruse, vreau și eu. Ia această de 3 la mie și restul fiecare știe ce are de făcut. După cine răspunde pentru bolnăviții de mâine? Haideți, domnule, nu mai exagerați cu bolnăviții de mâine. Uite, domnule, după ce și șase luni de ce? Este slăbit virusul. Domnilor, vă rog, nu vorbiți în același timp, că nu se înțelege nimic. Legea, guvernul dumneavoastră, guvernele europene, au stabilit acest prag de 3 la mie să se ia de urgență niște măsuri ca să prevină bolnăvirea. Măsurile domnule Savu, ați povestit câteva luni ce în regulă cu legea. Măsurile s-au ca să protejeze oamenii. Cine ați lăudat-o pe doamna Weber când a ținut mii de bolnavi pe stradă. Aoleu, și acum a venit să dați minte la televizor. Domne, că nimeni ar fi știut cine sunteți la televizor după ce ați manipulat atâtea luni. Poeziile astea. Dar nu e nicio poezie, este realitatea. Asta le-a spus oamenilor, că la noi nu e virus. Și prefect, și ministru. A venit o variantă mai slabă, că în România e lapte și miere. Tocmai ca să manipulați populația. Și de aia n-au purtat mască, pentru că o serie de lideri socialiști a zis că e vlăguit virusul. Și astăzi avem 4.000 de cazuri, pentru că niște lideri irresponsabili au comunicat ca dumneavoastră. Asta e realitatea. Care este irresponsabilitatea, domnule? Haideți să uitați cum spuneau colegii noastre de la Vaslui, de la Neam, că nu poartă mască, că nu interesează. Doamna de la Vasilescu, de la Craiova, pe jurența acum să dați minte la televizor. De parangheliile atunci. Nu, parangheliile în nasul. Liderii dumneavoastră, care, doamna de la Bihor, care v-ați dat pe mete, primarul noastră, ați uitat asta, nu le vedeți. Eu am pus o întrebare. Că nu, că nu da, vedeți. De ce nu e cazul să le vedem pe toate când veniți să dați minte la televizor? Dacă se îmbolnăvesc mâine părinți, bunii, haideți că iarăși, deci, mâine se va lua decizia și depoi mine se trece în online. Da, bine mâine. Că ați venit bunul samaritan acum la televizor. Bine că, care le luați o zi, două întârziere. Deci după ce ați manipulat toată populația și o parte nu crede în virus, tocmai din cauza voastră, acum veniți să vă prezentați ca mari salvatori. Domnul Stamule, încercați să fiți logic. Vreți să-i scoateți... Eu sunt logic, domne. Păi nu i-ați auzit. V-ați prins că nu merge cu manipularea și acum v-ați trezit mare... Lup moralist. Manipularea când prefectul este depășit și ministra învățământului la fel. Suntem în termen ilegal. Mâine dimineață, mâine la prefectură se ia decizia, depoi ne se aplică toate. Și de la premier și de la dumneavoastră. Suntem în afara legii cumva. Sunteți în lipsă de bun zic. Doamna dumneavoastră, sunteți slavă Domnului că am încheiat această oră de emisie fără să înțelegem ce ne așteaptă mâine, dar vom insista și ora următoare. Domnilor și domnilor, veți afla ce face la această oră partidul de guvernământ cu miniștrii și premierul său cu tot. O să vedeți imediat ce manevre se fac pentru alegeri, ce ripostă are PSD și de ce spune că vine urgia economică. De asemenea, veți afla de ce nu poate produce România medicamentul salvator în lupta cu COVID. Vom fi în direct cu Călin Popescu-Tăriceanu în câteva minute. Bine ați revenit la ultima oră, domnilor și domnilor, situație absolut incredibilă după ce capitala a atins pragul critic de infectare
a ajuns rata de infecție la 3 la 1000 de locuitori, un prag roșu stabilit la nivel internațional. E, în acest moment, în interiorul guvernului e haosul mai mare ca oricând. O să vedeți imediat pe ministrul educației și prefectul capitalei, neștiind practic cine este cel care trebuie să decidă închiderea școlilor, o măsură care derivă fix din acest prag roșu. De asemenea, o să vă arătăm cu ce se ocupă în aceste momente partidul de guvernământ. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și vedeți deja domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu, președinte al ALDE, fost prim-ministru, și domnul profesor Cristian Troncotă, este istoric, vom vorbi imediat și cu Bogdan Chiriac. Pentru început însă, cele două declarații, atenție mare, prefectul Capitalei și ministrul Educației. Ce se întâmplă luni cu școlile din Capitală, domnule? Părinții vor să știe acest lucru. Da, dacă vă uitați în hotărârea de guvern, nu este atributul Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Există un ordin comun al Ministerului Cercetării și Învățământului și Ministerului Sănătății. Cele două ministere vor decide. Deci nu mă întrebați pe mine de acest aspect. Înțelegem că Ministerul Învățământului și Cercetării vor decide dacă toate școlile vor trece exclusiv pe online și se vor închide. Asta înțeleg, corect? Ce vor decide ei, întrebați pe ei. Părinții din București, ce fac mâine cu copiii? Că li s-a spus că odată ce trecem de pragul de 3, școala trece în online. În funcție de existența transmiterii comunitare în capitală și numărul de focare existente în unitățile de învățământ, precum și alte criterii de risc, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară pentru 14 zile a activităților didactice care presupun prezența față în față în unitățile de învățământ. În felul acesta, cursurile se vor desfășura în sistem online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ vor funcționa în scenariul 2. 100% aceste școli vor fi închise. Nu pot eu să mă pronunț în locul comitetului. Domnule președinte Tăriceanu, ați condus guverne și doamna Anisie și domnul prefect Cojanu sunt sub ordinea guvernului a primului ministru. Ce se întâmplă aici? Avem de-a face cu o necunoaștere a legii sau cu pasarea responsabilității? Da, mai degrabă e o pasare a responsabilității. Aici e clar că și prefectul și ministrul învățământului au responsabilități directe, da? Dar haosul acesta domnește la nivelul întregului guvern și știți că este o vorbă românească care, cum spune, peștele de la cap se strică. Deci, asta este numai reflectarea haosului care este și în capul primului ministru. Cred că până acum, nu acum când am ajuns la 3 la 1000 rata de infectare, se impuneau o serie de măsuri. Cea mai importantă ar fi fost o testare masivă, adică peste limita de 15-20 de mii de teste care este făcută în ultima vreme. O testare care să fie făcută și de spitalele private, cărora să li se deconteze, sau mai bine spus, pentru pacienții care își fac testele în spitalele private, urmând ca guvernul să deconteze aceste cheltuieli. Ce s-ar fi rezolvat cu testarea masivă? Persoanele care ar fi fost declarate sau constatate pozitiv, fără să aibă simptome, ar fi trebuit izolate. Cei care pot să se izoleze acasă, cei care nu pot să se izoleze, guvernul ar fi trebuit să organizeze spații de adăpostire, de cazare, de exemplu hotelurile ar fi trebuit transformate, o parte din hoteluri, din spațiile hoteliere, și eu sunt convins că hotelierii ar fi pus la dispoziție aceste spații, pentru ca cei care nu pot să se izoleze acasă, dar prezintă risc de îmbolnăvire pentru ceilalți, să poată să fie izolați. Aceasta era măsura care trebuia luată deja de multă vreme. Nu acum când am ajuns la 3 la 1000. Mie mi se pare că rata infectărilor crește în continuare, riscul este să ajungem la nivele foarte mari, când probabil singurele soluții vor fi unele extrem de dure.
de a închide din nou economia și așa mai departe, funcționarea instituțiilor publice cu consecințele grave pe care le cunoaștem, pentru că am mai făcut această experiență în perioada stării de urgență. Da? Deci, ca guvernul nu este capabil să anticipeze. Aici este marea problemă. Ca prim-ministru vă spun că trebuie nu să fii într-o poziție reactivă, trebuie să fii capabil să anticipezi și să iei măsurile necesare. Domnule profesor, guvernul a fost incapabil să anticipeze sau că nu văd cum ar fi putut să nu anticipeze câtă vreme sunt avertismente ale medicilor de cel puțin o lună? Din punctul meu de vedere, e foarte greu să explic ce gândesc guvernanții noștri. Poate au ei strategia lor. Eu, spre exemplu, nu îmi pot imagina cum în Franța multe orașe s-au deschis stadioanele. Cu ce sunt mai periculoase școlile decât stadioanele? Eu asta nu pot să înțeleg. Unu și doi, am și eu fost colegi de facultate, profesori în activitate și am întrebat unul dintre ei, predau la școli generale, măi, oameni buni, care-i situația? Totul e ok, avem învățământul față în față, n-am avut niciunul bolnav de coronavirus, totul e ok. Păi, despre ce vorbim? Nu știu ce strategii trebuie aici. Sigur că acolo unde sunt focare periculoase, să se ia niște măsuri mai eficiente, eu nu zic măsuri dure. Nu vom ajunge din nou să închidem, spunea și domnul președinte Tăriceanu, adineauri. Păi cum să ajungem să punem iară frână economiei, să încurcăm iarăși tot mersul societății? E foarte greu să anticipăm ce are de gând guvernul să facă. Nu e clar, pur și simplu nu e clar să gândește numai la măsuri dure, să gândește, am văzut, la amenzi, să gândește să-i urmărească cu mascații pe nu știu cine care nu poartă mască și așa mai departe. Astea sunt, cum să vă spun eu, astea sunt aspecte pe care le vede toată lumea. Oamenii normal că se îngrozesc. Dom'le, ăștia nu știu ce să facă și aleargă după noi cu măsuri de-astea lipsite total de eficiență. Ce eficiență poate să aibă faptul că un polițist amendează un om care și-a pus masca nu știu cum? Haideți să fim serioși. N-are nicio treabă chestiunea asta cu învățământul, cu școlile. Dacă vrem să ucidem învățământul, am mai spus-o, asta am făcut toată viața mea, am fost profesor. Chestiunea asta cu online-ul e bună așa pentru o perioadă scurtă, cum a fost asta primăvară. Dar să revenim iarăși la așa ceva, e o catastrofă. Sunt peste 800 de mii de elevi în țara asta care n-au acces la internet. Nu înțelegeți că omorâm, ne batem joc de sistemul de învățământ. Bun, aici este o competiție cumva între sănătatea publică și educație, pentru că așa ăsta e punctul în care s-a ajuns. Vreau să fac precizarea, conform hotărârii de guvern, trebuie doar să constate comitetul respectiv faptul că s-a ajuns la această incidență a bolii. Însă vreau să mai vedem un lucru, pentru că e vorba de niște decizii pe care acești oameni trebuie să le ia, decizii care afectează milioane de vieți. Ori oamenii pe care i-ați văzut mai devreme pare că fie nu știu, fie nu vor să aplice legea. Haideți să-l vedem pe prefectul de București. Vorbind despre faptul că de fapt așteaptă datele de mâine ca să ia o decizie, asta în timp ce legea spune foarte clar că momentul în care s-a atins acest prag roșu de 3 la 1000, trebuie aplicate măsurile de restricție. Domnul prefect. DSP-ul trebuie să ne trimită oficial rezultatul în 24 de ore, iar noi în 48 de ore avem obligația de a convoca comitetul. De aici au ieșit. Noi vom convoca comitetul pentru mâine. Ora nu știu care este, dar mâine va fi convocat comitetul municipal pentru situații de urgență. Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Avem în momentul de față 3,02, da, rata celor infectați la 1000 de locuitori. Ce înseamnă asta pentru bucureșteni? Concret, ce înseamnă scenariul ăsta roșu pentru capitală? Dacă se va menține scenariul și mâine, fiindcă v-am spus, mâine la ora 1 ne va fi comunicat oficial,
Iar noi toate măsurile luăm după expirarea celor 14 zile în ziua de luni. Dar ce va însemna asta? Va însemna purtarea măștii în aer liber, în spații închise și deschise. Închiderea restaurantelor, a cafenelor și a tuturor unităților de alimentație publică. Înțeleg de la dumneavoastră că nu băgați în seamă acest coeficient de astăzi de la ora 13 și că așteptați datele de mâine de la ora 13. E adevărat. De ce spuneți așa? Ați spus că dacă mâine o să se menține sau o să crească rata infectării. Am spus că o să vedem ce se întâmplă mâine. Noi pentru mâine am convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom lua măsurile necesare. De ce se stabilește mâine acel comitet? De ce îl face? O vom stabili pe ordinea de zi, o stabilește Secretariatul Tehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București. Astea sunt declarațiile prefectului, domnule președinte. Ce așteaptă acești oameni? Uitați ce se întâmplă. Observ două lucruri. În primul rând, o derobare de responsabilități, o teamă de a lua decizii, pentru că nu este sigur pe el, nu stăpânește subiectul și, mai mult de atâta, nici nu sunt foarte precise procedurile pe care trebuie să le urmeze. Nici prefectul, nici Direcția de Sănătate Publică, nici Comitetul pentru Situații de Urgență pe municipiul București. De aceea încearcă fiecare să navigheze și să paseze responsabilitatea la ceilalți și probabil, foarte probabil, așteaptă un semn mai de sus de la primul ministru, că nu îndrăznesc să ia astfel de măsuri. Sigur că, în principiu, ce-ar fi grav să se consulte cu primul ministru pe o asemenea problemă? Dar probabil că primul ministru nu e accesibil, e preocupat cu alte lucruri, cu stabilirea listelor de candidați pentru Parlament, că văd că e o forfotă de nedescris. Și atunci aceste lucruri care țin până la urmă de sănătatea oamenilor trec pe planul 14. Asta este problema mare cu care ne confruntăm și ea nu derivă numai din momentul acesta de stabilire a listelor, din problema stabilirii listelor. Este o problemă care decurge din opțiunea, hai să spunem, pe care au luat-o Iohannis și Orban în legătură cu organizarea alegerilor, pentru că și eu și mulți alții, și Victor Ponta, colegul meu din Pro-România, dar și alți lideri politici, s-au pronunțat în legătură cu necesitatea organizării alegerilor în luna martie, anul viitor, ca până atunci să existe posibilitatea stabilizării situației din punct de vedere sanitar. Dar așa cum spuneam și Iohannis și Orban, sunt orbiți de dorința de a câștiga alegerile cu orice preț. Pentru ei, sănătatea oamenilor trece pe locul 2. Și vreau aici să fac o precizare, doamna Rus. Constituția spune foarte clar următorul lucru, că alegerile pentru Parlament se organizează în termen de 3 luni de la încetarea mandatului actualului Parlament. Da? E bine, deci noi dacă vorbim de organizarea alegerilor în martie, nu vorbim practic de o amânare a alegerilor, ci numai de ținerea lor în termenul care este prevăzut în Constituție. Pentru că am văzut foarte multe intervenții, comentarii, speculații pe această temă, inclusiv unii care spun, a, dar de ce să amânăm alegerile? Nu, alegerile, repet, trebuie să se organizeze, așa cum spune Constituția, în termen de 3 luni de la încetarea mandatului actualului Parlament, care se întâmplă pe 20 decembrie. Totuși pare că guvernanții nu dau înapoi niciun fel și da, firește și președintele. Da, am observat și acest lucru. Da. Vreau e să vă spun că la această oră... complet dementă pentru organizarea alegerilor cu orice preț, indiferent de starea de sănătate a populației. La această oră are loc o ședință extrem de importantă a Partidului Național Liberal, pentru că se stabilesc listele, atenție mare, o ședință de partid la care sunt miniștri, la care participă și premierul, asta în timp ce în țară continuă să domnească haosul, cel puțin, măcar la nivel de București. Marius Gârlașiu are informații. Marius, bună seara!
Bună seara! În ziua în care capitala a intrat practic în scenariul roșu, PNL a convocat o ședință extrem de importantă la sediul din Modrogan, o ședință însă pur politică în care premierul Ludovic Orban și liderii PNL vor definitiva listele pentru alegerile parlamentare, se vor stabili practic locurile eligibile pentru liberali în fiecare filială din țară, candidații care vor prinde așadar aproape sigur un fotoliu în viitorul parlament. Trebuie spus acum că pe listele PNL și-au făcut loc anul acesta oamenii loiali premierului Ludovic Orban. Avem pe liste mai mulți membri ai guvernului, Violeta Alexandru, Florin Câțu, ministrul sănătății Nelu Tătaru, dar și ministrul educației Monica Anisie. Sunt doar câțiva dintre membrii guvernului prezenți pe listele PNL pentru alegerile parlamentare, dar au prins locuri eligibile și liderii de filiale ai PNL din capitală. Asta deși știm foarte bine că la alegerile locale scorul PNL în București a fost unul extrem de slab, sub 20%. Îi mai avem pe liste, de exemplu, pe Antonel Tănase, secretarul general al guvernului, dar și pe adjunctul de la SGG, Costel Barbu. Toți sunt oameni apropiați și fideli premierului Ludovic Orban. Nu e mai puțin adevărat că și PSD s-a preocupat astăzi de campanie electorală. Marcel Ciolacu a fost, de exemplu, în prima parte a zilei la Focșani, în fieful lui Marian Oprișan. S-a întors apoi rapid la București și l-a prezentat pe profesorul Adrian Străinu Cercel, care va candida, iată, anul acesta pe listele PSD pentru Senat în capitală. Mulțumesc foarte mult, Marius Gârlașiu. În legătură telefonică directă cu noi și analistul Bogdan Chiriac. Domnule Chiriac, bună seara! Ați văzut până la ora asta haosul declarațiilor din guvern cu privire la ceea ce se întâmplă în București. E, în timpul ăsta, în timp ce noi așteptăm să vedem ce urmează, la PNL se decid listele parlamentare, unde vor candida, bineînțeles, și premierul și miniștrii. O fi oare o atitudine normală fix acum, în timp ce noi așteptăm să vedem ce ne așteaptă, ca să zic așa, să te ocupi de listele de partid? Păi, pe 22, cred, joi, e termenul limită de depunere a listelor. Dacă vreți, adevărul este că în asemenea situații nu e cazul să ne ocupăm de alegeri. Alegerile ar fi trebuit amânate. Dar câtă vreme s-a hotărât în felul acesta, în ciuda deciziei Curții Constituționale, a unei bune părți a clase politice, trebuie să faci lucrul acesta. Deci ai 4.000 de infectări pe zi, mor mai mulți oameni decât au murit la colectiv în fiecare zi în România din cauza pandemiei. Lucrul ăsta nu ne clintește în niciun fel și facem alegeri. Iar cu listele, ce să faci? Joi trebuie predate. E termenul limită, doamna Ruse. N-ai încotro. Da, domnul Chiriac, dar puteam să facem așa, zic și eu, cu mintea mea de femeie câtă este. Făceam o ședință a Comitetului de Situații de Urgență, pentru Situații de Urgență în București. Stabileam măcar pentru bucureșteni ce se întâmplă în zilele, în următoarele două săptămâni. După care seara ne retrăgeam frumos la partid și ne stabileam cine și cum va reprezenta electoratul român în viitorul parlament. Am zis și eu că asta ar fi prioritățile. Așa ar fi. Numai că atâta vreme cât ai decis că faci alegeri, măsurile acestea absolut necesare sunt profund impopulare, după cum știi, și ei nu iau măsurile care se impun din cauza alegerilor. Sigur că lucrul ăsta va avea consecințe. În bolnavi, în bolnăviri, în decese, da. Dar câtă vreme poporul muncitor a votat, asta este. Poporul muncitor așa vrea ca lucrurile să desfășoare. Așa e în democrație. În privința doamnei Violeta Alexandru, locul 2 la București, pe listă, cu filiala care a luat 17% la locale, deci vedeți bine că PNL nu ține la propriile principii. Că măcar PNL-ul, cinstit, tot ce a fost sub 27% la nivel de țară a schimbat. La București nu. Deci sunt principii până acolo unde ne convine nouă. De unde nu ne mai convine nouă, renunțăm la principii. În rest, sănătate, bucurie. Eu atâta sper ca totuși PNL să facă un scor mai bun la București, că așa s-ar putea să avem un partid politic care ia spre 50%, dacă o ține tot așa. Deși și partidul acela ați văzut că are numai scandal și bătaie pe listă. Nu e ceva sicular la PNL.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Chiriac. Sigur că în momentul ăsta cât scorul PNL mă preocupă puțin spre deloc, deși sunt conștientă că sunt și acest scor ne afectează viețile măcar pe următorii 4 ani. Domnule președinte Tăriceanu, este adevărat ce spune Bogdan Chiriac? Nu se iau măsurile care ar trebui luate de teama pierderii voturilor? Pentru evident. Că... Evident. Mie mi se pare, iertați-mă, un calcul absolut stupid, cinic. Pentru că dacă... Da, nu e stupid, e un calcul cinic. Păi... E un calcul cinic. Am spus lucrul ăsta de multe ori, că aceste măsuri nu sunt luate în mod deliberat pentru a nu pierde capital politic. Dar știți ce vreau? În timp ce l-ascultam pe domnul Chiriac și pe domnul profesor Troncotă, pe care vreau să-l și salut și să profit să mă plâng că am căutat în librării câteva din lucrările domniei sale și nu le găsesc. Mi le trimit eu, domnul președinte. Am făcut, ca să zic așa, un apropo. Vă mulțumesc. Ce vreau să vă spun? Am senzația că se repetă scenariul de pe Titanic. Știți care era situația pe Titanic? La puntea superioară lumea dansa, muzica cânta. Și la punțile inferioare nava lua apă și bine, unii încercau să scape. Nu și-au dat seama decât în momentul în care nava a început să se înclină într-o parte, că situația este groasă. Cam așa se întâmplă și cu guvernul. V-am spus mai devreme, nu știam că în acest moment PNL-ul discută listele. Am intuit că se ocupă cu altceva chipurile mai important, în ghilimele, bineînțeles. Sigur că trebuie luat, așa cum ați spus dumneavoastră, doamna Rusu, ar fi trebuit făcut o pauză, luate deciziile și după aceea, sigur, revin la bucătăria internă. Numai că aceste decizii nu sunt populare. Măsurile care ar putea să le ia la mintea pe care o are Orban vor fi măsuri nepopulare în capitală și de aceea întârzie. Dar vă mai spun încă ceva. Fac aici, dacă vreți, apel la experiența mea în politică. Este o mare greșeală ca om politic să amân luarea deciziilor. Știți de ce? Pentru că amânarea deciziilor nu face decât ca să ajungi la o amplificare a crizei. Timpul nu rezolvă crizele. Numai deciziile pot să rezolve crizele. Noi suntem în această situație în care guvernul, partidul de guvernământ, amână deciziile care ar trebui să fie luate, care ar fi trebuit să fie preconizate cu anticipație, crezând că se va rezolva ceva de la sine. E, uite, situația s-a deteriorat atât de mult încât acum avem cu mult mai multe îmbolnăviri pe zi decât aveam la începutul crizei de coronavirus. Decesele la care ați făcut referire, numărul de paturi în secțiile ATI care au ajuns la cifre de peste 600, 670, dacă mi-aduc bine aminte. Deci situația se înrăutățește pe zi ce trece și guvernul stă și contemplă situația. Domnule profesor Troncotă, da. De ce ai face un asemenea calcul? Sigur, pentru voturi. Să spunem că nu e măsurile populare, dar în ritmul ăsta infectările vor continua să crească și oamenii vor muri. Nota de plată, chiar și cinic cum o fi, tot o plătești. Știți că aparent, mie mi se pare că guvernul mimează că bâșbâie, că nu știe pe ce lume. Cred eu că guvernul e foarte stăpân pe situație, manipulează aceste cifre ca să ducă criza până la un anumit moment, apoi să coboare cifrele și să înceapă să se laude. Ați văzut ce bun manager suntem noi. Ne-am luptat cu gripa și am reușit să o aducem pe un nivel acceptabil. Eu cred că asta este tactica lor, de-aia și domnul Iohannis împreună cu PNL-ul insistă să facă aceste alegeri, pentru că dacă ar fi să ne luăm după aceste cifre care urcă vertiginos, sigur că lucrul ăsta ar trebui să ne sperie, iar în cazul ăsta guvernul, cu scuzele de rigoare, riscă enorm, pentru că dacă vom avea infectări
foarte multe și pandemia va face ravagii, să știți că acești indivizi riscă să fie aduși în fața justiției. Aici e problema. Iar eu personal nu cred, au foarte buni consilieri și domnul Iohannis, au consilieri în spatele lor care știu să țină situația. E un joc electoral cu aceste cifre și cu răbdarea românilor. Eu cam așa cred, nu știu acum dacă o să le iasă, asta este. Să vedem care va fi reacția electoratului. Asta este extraordinar de interesant. Vine și decembrie, oamenii își mai aduc aminte că acum 31 de ani și-au exprimat dorința de libertate, de democrație. Acum au început să simtă că ceea ce au visat e atunci încep iarăși să se dilueze din cauza unor guvernanți care vor ei să acapareze toate instituțiile, să conducă ei în mod autoritar, dacă nu chiar dictatorial. Păi dacă toți oamenii spun așa, într-un fel, clasa politică, lideri politici cu experiență, îți dau niște sfaturi publice și tu nu vrei să-i asculți, să iei măsuri în consecință, să comunici cu populația, atunci pentru ce au murit oamenii acum 31 de ani? Nu ne doare sufletul. Asta spun eu ca istoric. Bun, vreau să mai discutăm o chestiune și profit că este invitatul nostru, domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Se discută la nivel planetar nu doar despre vaccin, ci despre tratamentul împotriva COVID. Este un medicament Remdesivir care pare să dea rezultate foarte bune. Nu este clar de ce România nu-l poate produce, asta în timp ce Ungaria a decis să îl producă singură. Haideți să vedem din materialul următor ce s-a întâmplat de fapt în România. Europa a intrat în valul 2 al pandemiei, România înregistrează deja peste 4.000 de infectări noi pe zi, iar numărul cazurilor severe de COVID, care necesită terapie intensivă, crește exponențial. Ca și când asta nu ar fi fost de ajuns, Remdesivir, medicamentul minune pentru cazurile severe, cu care a fost tratat și președintele american Donald Trump, ar putea deveni foarte scump și foarte greu de procurat. Asta deoarece compania americană care produce Remdesivir a anunțat că va vinde produsul direct către spitale și nu prin Departamentul American de Sănătate. Așa că a început deja bătălia internațională pentru acest medicament. Unele state, cum este Ungaria, au luat decizia de a-și produce singure Remdesivir. Cum România primește de la Uniunea Europeană Remdesivir cu țărâita, se pune întrebarea de ce statul român nu a urmat exemplul Ungariei. Răspunsul a venit de la profesorul Alexandru Rafila. Chestiunea asta, cred că s-ar putea rezolva și în România. Eu personal am încercat, am ajutat la stabilirea unui contact cu această companie producătoare în urmă cu mai multe luni. Compania Antibiotice Iași inițial s-a arătat interesată, dar știți cum e, ales că e vorba despre o companie cu un capital majoritar de stat, trebuie să existe o decizie politică până la urmă care să sprijină un astfel de demers. Primul oficial care a reacționat a fost ministrul Sănătății, Nelu Dătaru, care a declarat că la Antibiotice Iași nu există o linie tehnologică pe care să se poată produce Remdesivir, construcția unei astfel de linii putând să dureze 2, 3 sau chiar 5 ani. Directorul Antibiotice Iași, Ioan Nani, a dezvăluit că încă din luna iunie a luat legătura cu vicepreședintele român al companiei americane, dar fără succes. Am discutat în acest sens cu firma Gilead din Statele Unite. Nu am avut neapărat un dialog aprins cu ei, dar am constatat că nu sunt compatibile fluxurile noastre cu tehnologia de utilizare a soluției sterile pe care o presupune produsul Remdesivir. Recent, premierul Ludovic Orban a confirmat că există decizia politică în privința producerii Remdesivir, dar din păcate nu există companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricație și mai ales să îndeplinească condițiile legale pentru a putea produce și vinde pe piață acest medicament. În replică, Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, are o reacție foarte dură vis-a-vis de toți decidenții politici din cauza cărora fabricile de medicamente din România au rămas în urmă cu 5 ani în privința retehnologizării. Asta și pentru că în acest timp tot politicienii au decis că e mai bine să plătim taxe
Ursa Clawback pentru alții, în loc să utilizăm bani pentru întărirea și modernizarea capacităților de producție. Spre deosebire de noi, Ungaria a considerat că industria farmaceutică este strategică și a început acum 10 ani modernizarea fabricilor de medicamente, de aceea este în măsură astăzi să producă Remdesivir. Producătorul american de Remdesivir și-a stabilit în iunie politica de prețuri. Imediat după anunțarea prețurilor de achiziție, administrația Trump a cumpărat 500.000 de doze de Remdesivir, ceea ce reprezintă aproape toată producția pentru lunile iulie, august și septembrie. La sfârșitul lunii iulie, Comisia Europeană a încheiat cu producătorul american un contract de 63 de milioane de euro, care ar acoperi necesarul pentru 30.000 de pacienți din țările membre UE, inclusiv cei din România. Numai că la acea dată nu eram în valul 2. Ce se va întâmpla când România își va epuiza cota sa de Remdesivir și vom avea 7.000 de cazuri noi pe zi, este greu de anticipat. Domnule președinte Tăriceanu, am discutat foarte mult de-a lungul timpului despre faptul că industria românească în mare parte a dispărut, fie pentru că a fost necompetitivă, fie pentru că a fost foarte mult neglijată, dar acum suntem într-o situație limită în care există o bătălie pe față între state pentru accesul la echipamente și la tratamente medicale. Ce șanse are România? Doamna Ruse, constat, nu vă împărtășesc în totalitate părerea, industria farmaceutică din România nu este una din industriile de vârf, dar are niște capacități, fie în întreprinderile cu capital majoritar de stat, cum este Antibiotice Iași sau cele private, Terapia Cluj. Eu am vizitat fabrica de la Cluj, care este o fabrică modernă. Sigur că s-ar putea să nu aibă niciuna nici alta liniile de fabricație necesare pentru Remdesivir. Dar se pot face investiții. Și să știți că ministrul Tătaru bate câmpii. Nu durează 5 ani ca să faci o astfel de investiție într-o linie tehnologică. Dar sigur că aici trebuie câteva lucruri. Prima chestiune. Trebuie la nivelul guvernului să existe o capacitate de analiză. Cu cine să faci însă analiza la nivelul guvernului? Cu Andy Manciu, care n-a terminat un an de facultate și a fost exmatriculat și care e pe post de mare șef, dacă nu ai oameni competenți care să facă aceste analize și să vină cu propuneri de soluții, atunci asigur că cel mai simplu este să dai răspunsul: nu se poate. Punct. Nu se poate. La noi ăsta este răspunsul cel mai des întâlnit. Al doilea rând, trebuie capacitate managerială, care vedem că lipsește. Așa cum spuneam, capacitatea managerială presupune capacitate de anticipare și, nu în ultimul rând, foarte important, capacitate decizională. La aceste trei elemente, capacitatea de decizii la nivel managerial și decizii politice, după cum vedeți, guvernul stă foarte prost. Și în timp ce alții își iau deciziile în timp util, ați văzut, Ungaria a luat hotărârea să producă, deci se poate cumpăra probabil patentul medicamentului Remdesivir și acesta poate după aceea să fie folosit, pentru că dozele care sunt alocate la nivelul Uniunii Europene par să fie total insuficient. Constat cu regret acest lucru. Dar, sigur, nici nu o să mă aștept în perioada următoare la niște minuni. De aceea vreau să vă spun ceva. Cred că în momentul de față noi avem, ne confruntăm cu două crize. O criză sanitară și o criză economică. La nivelul crizei sanitare nu împărtășesc părerea profesorului Troncotă decât parțial. Eu cred că încearcă să falsifice niște date, să le distorsioneze pentru a ascunde adevărul, dar nu știu ce să facă. Asta mi se pare grav. La nivelul crizei economice, acolo se va întâmpla altceva. Vor aștepta trecerea alegerilor, adică după data de 6 decembrie, ne vom trezi cu Fondul Monetar Internațional la București, care îi va lua la trei păzește și le va spune: băgați-vă mințile în cap, ce faceți? Luați rapid măsuri de redresarea dezechilibrelor macroeconomice. Atunci vor începe cu ceea ce e previzibil.
vor pune taxe și impozite pe salarii și pensii, vor majora TVA-ul, vor mări cotele de impozit, vor pune impozite pe PFA-uri, da? Deci acestea vor fi măsurile pe care le vom vedea. Se vor tăia o parte din salarii, o parte din pensii și sigur că măsurile de austeritate vor curge una după alta. Dar sigur că așteaptă trecerea alegerilor pentru a nu a lua nicio măsură impopulară. Partea proastă a lucrurilor este că în domeniul sanitar nici nu știu ce să fac. Pentru că ar putea să ia niște măsuri care nu ar fi niște măsuri, hai să spunem, impopulare. Dacă s-ar face testarea masivă de care am vorbit și care se face în momentul de față în toate țările din Uniunea Europeană, sigur se poate proceda la carantinarea celor persoane care sunt purtători de virus, dar nu au simptome, așa numiții asimptomatici, care reprezintă un factor important de transmitere a coronavirusului și în felul acesta s-ar limita extinderea focarelor de infecție. Da? Și sistemul medical nu ar fi atât de stresat, atât de solicitat cât este în momentul de față. Domnule profesor Troncotă, revenind un pic totuși la criza medicală, poate România să stea liniștită, vor ajunge și medicamente și vaccinuri suficiente, într-o măsură suficientă pentru populație? Greu de răspuns. Sigur, cu toții ne dorim să putem trece peste astfel de criză. Pe mine mă îngrijorează foarte mult numărul de medici care s-au infectat. Unii dintre ei au decedat și au decedat pentru că erau niște oameni foarte dedicați meseriei lor. Am văzut că onor guvernul n-a decorat pe nimeni măcar post-mortem, pentru că oamenii ăștia efectiv ar fi trebuit să fie declarați eroi. Din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că atâta timp cât sistemul nostru are astfel de hibe care înseamnă infectarea medicilor, situația este gravă, zic. Bun. Vreau să luăm acest anunț de interes public și revenim imediat cu un scandal uriaș, un scandal care zguduie planeta acum. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Okay. Suntem din nou în direct. Vreau să vorbim despre campania electorală din Statele Unite pentru că alegerile americane de obicei resetează planeta. Este un scandal uriaș, doamnelor și domnilor, o publicație extrem de importantă, New York Post, a publicat o serie de e-mail-uri aparținându-i lui Hunter Biden, este fiul contracandidatului lui Donald Trump. Facebook și Twitter au blocat publicarea acestor e-mail-uri. Între timp, pe fir a intrat și FBI, care acuză o dezinformare, sau suspectează o dezinformare din partea Rusiei. Haideți să vedem. New York Post a publicat o serie de e-mail-uri care i-ar aparține fiului lui Joe Biden, Hunter. Conform publicației, aceste e-mail-uri au fost găsite într-un laptop pe care chiar Hunter l-a lăsat într-un serviciu la reparat și pe care nu l-a mai recuperat. Patronul serviciului a copiat informațiile de pe hard și le-a dat lui Rudy Giuliani, fost primar al New Yorkului și apropiat al lui Trump. Apoi a chemat FBI-ul și a predat laptopul. The laptop was left by Hunter Biden in an inebriated state with the merchant. The merchant fixed the laptop, tried to reach Hunter Biden, and Hunter Biden never came. Ludovic Orban face declarații, să-l ascultăm. De validare a listelor de candidați ai Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare din 6 decembrie, atât pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senat.
Am validat listele cu practic aproape în unanimitate. Sunt în cea mai mare parte foarte puține modificări față de ce s-a votat la filiale. Este susținerea candidaturii domnului ministru Nicolae Ciucă pentru locul 1 la Senat în Dolj. De asemenea, candidat la București, Mara Mareș, președintele organizației de tineret pe lista filialei PNL București, la Camera Deputaților. În rest, am mers pe propunerile formulate în colegiile directoare județene ale filialelor PNL. Dintre miniștrii candidează toți miniștrii cu două excepții, domnul Marcel Boloș, care nu din cauza, să spun, dumnealui e liberal, dar este preot misionar și nu poate ocupa funcția de deputat pentru că preferă să slujească. De asemenea, domnul Aurescu, care este diplomat de carieră, unde nici n-am discutat. În rest, toți miniștrii sunt candidați. V-am zis, domnul general Ciucă e pe locul 1 la Senat în Dolj. Tot la Dolj candidează la deputați domnul ministru al Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroie. Violeta Alexandru candidează pe locul 2 la Cameră în București. Doamna ministru Monica Anisie pe locul 3 la Senat în București. Domnul ministru Cățu pe locul 1 la Senat. De asemenea, tot la București pe locul 2 este domnul Sorin Câmpeanu, care este rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară și președintele Asociației Rectorilor de Universități. Practic, toți ceilalți miniștri, domnul Ionuț Ștefan este candidat pe locul 1 la Camera Deputaților pe lista PNL Vrancea. Tot acolo candidează șeful Cancelariei, domnul Ionel Dancă, secretarul general al Guvernului. De asemenea, Antonel Tănase este candidat pe lista de București, cred că pe locul 5. În general, avem membrii cu experiență. Sigur că sunt o serie de colegi ai noștri care nu se mai regăsesc pe liste, fie că nu și-au mai depus candidatura, fie datorită unei conjuncturi apărute. Le-am mulțumit tuturor, ei rămân în echipa Partidului Național Liberal și chiar dacă unii dintre ei nu se regăsesc pe liste, continuăm împreună. Există surse politice care susțin, de exemplu, că domnul Tinel Gheorghe nu se mai află pe liste, dar că dumneavoastră i-ați fi cerut să facă un pas înapoi, este adevărat? La Ialomița nu i-am cerut. A fost o demisie care a fost dată de toți președinții care au avut sub 27%, care a fost scorul pe care l-am considerat un scor sub care președinții trebuie să permită reconstrucția filialelor. Acolo l-am desemnat președinte pe primarul nou ales al municipiului Slobozia, Dragoș Soare, care a câștigat o competiție extrem de dificilă, iar echipa de conducere de la PNL Ialomița a venit cu o altă variantă, cu candidat la Senat pe locul 1 pe președintele ANSVSA, Robert Chioveanu, și pe locul 1 la Cameră, cu candidata noastră la președinția Consiliului Județean, care a obținut un scor peste scorul partidului, Luminița Barcari. Practic a fost un vot quasi unanim, care a fost dat atât în biroul județean, cât și în colegiul director județean Ialomița, și aici a fost adoptată lista, cred că am avut o singură abținere. Ce scor vă propuneți? Care este targetul? Obiectivul nostru este câștigarea alegerilor. Vom stabili obiectivul și la nivel național și un obiectiv care va fi descărcat pe fiecare filială județeană. Au fost semnate și probleme în filiale de desemnare a candidaților. Spre exemplu, la Argeș, mai mulți membri spun că în colegiul director a fost pus să voteze o listă cu candidați în ordine alfabetică, fără să fie într-un birou politic județean și ordine. A existat o ierarhizare. La Argeș, eu am susținut candidatura domnului Daniel Constantin, care este colegul nostru, e vicepreședinte al Partidului Național Liberal și care a fost alături de noi într-un moment decisiv în care am reușit învestirea guvernului după ce Pro-România, prin Victor Ponta, luase decizia de a nu mai susține investirea guvernului.
Deci Daniel Constantin este candidat la Argeș. De altfel, el este argeșan, Daniel Constantin, și este un candidat puternic care, alături de restul candidaților, sunt convins că vom obține rezultate bune. S-au respectat regulile. Sigur, așa au mai fost nemulțumiri, că sunt oameni care au fost nemulțumiri și la Mureș, au fost nemulțumiri și la Brăila. Nu cred că... Eu am încercat să vorbesc și cu cei care nu s-au regăsit pe liste pe locurile considerate neeligibile și cu cei care sunt pe locuri semi-eligibile și le-am transmis că dacă pun osul la treabă, pot să crească șansa de a fi aleși. Câte locuri eligibile considerați că veți obține în capitală? În mod evident, un număr cât mai mare de locuri eligibile. Vrem să îmbunătățim semnificativ scorul Partidului Național Liberal. Pot să spun cu modestie că câștigarea capitalei de către Nicușor Dan are în spate și o decizie pe care am luat-o eu ca și președinte al Partidului Național Liberal, în care am decis să facem un sacrificiu pentru binele bucureștenilor, să susținem un candidat care nu era din Partidul Național Liberal, deși foarte mulți îmi cereau să desemnez un candidat din PNL, și am făcut o alegere care, iată, s-a dovedit câștigătoare și mai...